Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod aici pe canal, o nouă serie de fapt de PUBG Mobile, prima dată când filmez așa ceva și prima dată când filmez pe telefon de fapt, deși am mai filmat mai de mult un shooter pe telefon, dar era Free Fire și nu era prea fain, plus că din câte știu am filmat singur și nu a fost atât de mișto. De data asta filmăm cu un vechi prieten care e foarte bun la jocul ăsta, e Network, aici în joc are un nume mai ciudățel puțin, dar cred că și l-a pus așa total random. Bun, unde jucăm? Jucăm aici la astea normale, nu? Da, bine, unde eu sunt foarte începător, o să dau aici și nu pot să dau pe două? Deci nu da, poți să dai pe două. Dai, dai pe două. A, gata, am dat. Ok. Eu sunt mai amator la jocul ăsta, e, nu știu, al doilea meci care le joc ca lumea și care vreau să-l joc ca lumea, așa că haideți să și începem. Și din câte am observat aici ne bagă meci foarte repede, dar de data asta trebuie să așteptăm, serios? Hai că ne-a băgat. Știu că pe Free Fire trebuie să stai și un minut câteodată ca să te bage în meci și aici văd că 3 secunde, cam așa. Acum sper că se vede și bine, adică grafica și toate chestiile. Sper să nu am lag, e prima dată când filmez, n-am făcut teste și sper să meargă totul bine. Trebuie să stăm 40 de secunde aici în arena. Bine, e prima dată când joc un meci de pe contul ăsta și n-am nicio chestie, încă mă arată chestiile de la tutorial. Ideea e că mult. Eu câștigam foarte multe meciuri dacă mergeam pe Pocinchi. Super. Ok, nu prea am jucat jocul ăsta și habar n-am. Și e o mapă gigantică, adică pe Free Fire unde am jucat eu înainte, câteva meciuri, era mapa mult mai mică. Dar asta se pare că e gigantică. Acum sper să găsim niște iteme, niște arme de la început, să nu trebuiască să ne bată alții cu mâna sau chestii de genul. Așa că probabil o să găsim aici. Da, eu mă duc aici la casa asta roșie. Ok, eu iau în partea asta, altă. Sper să nu mă atace cineva și să nu mă știu apăra. Eu cred că o să iau un shotgun, deoarece ce e mult mai ușor de folosit. Cred, nu sunt sigur. O să vedem imediat. Intrăm pe aici. Nici pe geam nu știu să intru. Ca să am înțelegeți niște, cât de... Dacă am niște aici pentru shotgun, niște... Uite, am găsit un shotgun. Glanțe. Am și aici glanțe. Am găsit și vestă. Mai găsit niște arme. Asta nu e atât de bună. Ce s-a auzit? Player. Ok, hai să scoatem chestia asta să fie de fapt doar pe team. Nu știu, am auzit ceva chestie și probabil o să auziți și voi pe filmare. Vine la tine, vine la tine. Am intrat unde în casă e? Cu tine. Eu nu-l văd. E aici, la casă. Casa asta? Ok, păi eu am... Da. Uite-l-ai! E aici, stai că vin. Hai că am înțeles. Uite-l-ai. Stai că vin eu pe aici. Uite că fuge. Bon. Hai că l-am murit tu. Bravo. I-am dat două lovituri cu shotgun-ul, cred că și tot n-a murit. Acum cred că arma asta trebuie să o schimb. Deci nu e prea bună. Luăm asta, cred că e mai ok pentru apropiere. Nu știu, nu o să joc neapărat la depărtare prea mult. Okay. Dar ce se tot aude, se aude voce de... de femeie care ne zice niște chestii. Mai înainte zic că am primit ceva supply, acum să căutăm ceva vehicul. Eu le-am dat. Poți să le dai și tu. Ce să dai? Vocea asta să pui, de exemplu, uite dacă... Ai ceva să-ți dau, uite, enemy head. Sau splare aici. Iar o zici ceva, ceva cu animație. Da, poți să pui și tu. Păi aud și eu, da. Și cum poți să scot chestia aia? N-ai cum, e din joc. Să stai, e un player aici? Nu, mi s-a părut. Ok, și nu știu dacă nu o să mai tai din filmare sau să filmăm tot. Presupun că aș filma chiar tot. Sau nu știu exact, o să mai vedem. Dacă câștigăm meciul, hai că câștigăm. Mă aud dublu. Mă aud și la tine. Te auzi dublu? M-am auzit. Doar m-am auzit. Acum nu mă mai aud. Acum te mai auzi dublu? Nu. Erai pe L. Oh, ok. S-a rezolvat. Ai tu shotgun-ul? Okay, perfect. Da, am un shotgun. Atunci eu iau o altă armă. Dacă tu ai shotgun. Am găsit aici niște gloanțe. Hai să reîncărcăm shotgun-ul și nu știu de ce am stat cu UMP-ul sau ce ăsta. Nu știu, am observat că shotgun-ul e foarte bun. Am jucat un meci, am jucat cu shotgun-ul și l-am văzut că e extrem de bun așa la apropiere.
Bine, normal că e bun la apropiere, dar și la depărtare, adică la vreo 10 metri, dacă tragi cu el, tot e ok. Și dai extrem de mult damage. Ok, geant avem. Uite un cu shotgun, luăm gloanțele pentru el. Și mai stăm aici sau mergem să căutăm alți plări? Mergem să luptăm că Nici... n-avem, eu nu mai am vestă. Caut după vestă și nu găsesc nicio Aș vrea vestă. și eu să fac niște kill-uri, adică momentan am 0 kill-uri. Aici Player, player, player! niște... Unde? La mine. E mort. E jos, Bine lasă-l că aici, eu... lasă-l aici. Îl lăsăm aici, că vine cu reaperul lui să-l ajute. Uite-l, Uite-l! uite-l, 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 uite-l! Jos! Așa, hai că Bravo! l-am luat eu cu ăsta. Bravo! Iar mă dublu. Am astea pentru shotgun. Și asta. Și ok. Hai că vreau să fac și eu niște kill-uri. Tu Adică tu ești? câte ai? Ai deja... Da, tu ai deja Două 3 kill-uri. kill-uri. Nu, două. Ok, am și eu deja un kill. Din câte ați văzut, shotgun-ul e extrem de bun. Adică l-am omorât lejer. Ok, și nu pot să dau... Are doar două gloanțe shotgun-ul ăsta, serios? Am și eu niște gloanțe, vine aici. Dar am 60 de gloanțe de shotgun, deci nu mai trebuie. Îți dau 12. Luăm astea. Am luat tot ce era pe jos, am 70 de gloanțe de shotgun. Hai că e bine. Știu că mai era un fel de shotgun care trăgea mai repede și se încărcau cu 5. Tu ai dat? Nu, nu, Azi, nu, e... zgumbe. E danger Da. zone. Da. Sper să nu murim așa, că ar fi foarte nasol. Dar cred că dacă ești în casă, n-ar trebui să fie probleme, nu? Nu. Tu ai Tu tras? ai tras? Nu, 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 nu eu. Nu. Spre. Da, eu cred că pe tine te aud. Mai unul. Nu? Sau tu ești? Nu știu, stau pe loc acum. Doar pe tine te Da, mai aud e cum unul, mai e alergi. unul, mai e unul, Uite-l! mai e unul. Gata, l-am omorât. Bravo. Păi am stat cu shotgun și a venit fix în fața mea, cum să nu-l omor? Adică deja era totală. Avem așa Yuzi, perfect. Oricum, o să văd că jocul ăsta e puțin tel mai greu decât Free Fire-ul, deoarece n-ai țintă automată. Și dacă ești începător, e mai greu să tragi. Cu țintă automată de pe Free Fire, orice nu știa să facă kill-uri. Am un Sau de. sniper aici. Dacă vrei să vrei să vrei. A, e avionul. Nu E un vreau sniper, sniper că aici. o să joc cu shotgun mai mult. Ok. Sau luăm și un sniper, adică n-are rost să luăm sniper. Și sunt 50 de player, aparent. Cască Și de mai unul la mult... mine dacă nu ai. Am cască de 2 sau de 3? Putem să zburăm cu elicopterul ăsta? Ar fi o Nu putem. treabă. Cum ar fi mișto. Îți dai Să seama, până te să văd urci în el dacă... și îi împuși pe Să până să toți. mai verific dacă înregistrează și... Se înregistrează și vocea mea. Deoarece filmez de pe alt dispozitiv, deoarece sunt niște probleme la înregistrare și în momentul de față filmez sunetul din joc și vocea mea înregistrez separat. Deoarece nu știu exact de ce, dar nu mă lasă să folosesc microfonul și pentru înregistrare și pentru joc. E puțin mai complicat. Ceva pe aici, alți playeri. Oricum, nu cred că ar fi o idee bună să trag la depărtare cu shotgun-ul. Oricum am UMP-ul ăsta sau ce, nu știu exact. Auto. Ce înseamnă auto ăsta? Trage automat. Ți ia pasă și trage automat gloanțele. Ah, ok. Păi hai să mai căutăm playeri. Vreau să fac mai multe Ai kill-uri, un adică for... am doar... Ai un foregrip de ară pentru scar. Nici măcar nu știu ce ăla. For. Să nu sare ținta în sus. Fără foregrip sare ținta în sus. Da, nu știu, eu sunt amator la jocurile astea. Hai să vedem ce avem în inventar. Unde e inventarul? Aici. Am scope. Ce mai am? Atâta, scope și un gloanțe. Nu am. Ok. Și player pe undeva. Am găsit eu. Perfect. Ok, vine zona. Oricum suntem în cerc.
Veste de Mapa 2 la asta e mine. gigantică. Ce? Veste de 2 la mine. I got Aici. some Nu cred că eyes. am. Am pus acolo. A, deci la tine se aud chestiile, chestiile Da, alea, că eu le vocea pot. aia. Da, și tu le poți spune. Cum? Ai un chat acolo în dreapta sus. Dreapta sus chat. Da, și asta? ți-a apăsat pe el, da, ți-a apăsat și poți să dai. Enemies ahead. Ah, interesant. Păi și de ce le pui? E ciudat. Nu știu, îmi plac. A, gen, s-a pus ținta undeva? Că am văzut o chestie acolo. Da, ți-am pus acolo că ai o veste de 2, dacă vrei să mergi după ea. A, dar nu mă trupe. Ok, păi hai să căutăm o mașină ceva, să explorăm. Oricum, chestii avem, adică eu îmi iau shotgun-ul și ăla e. Mă bat cu un singur shotgun. Și ai medicale? Nu, am 30% baterie, sper să nu mi se închide telefonul, ar fi foarte nasol. Nu știu, cât mai durează un match? Nu știu, așa, 28 general. De minute. 28 de minute 28. durează. Deci au trecut deja 13 minute și Jimmy s-a descărcat 10%, deci e ok. Nu știu, dar jocul ăsta, mai ales că am setările pe Ultra, deci totul am la maxim, nu știu exact care setările, descarcă ca lumea bateria, plus că e 1080x2400, deci e un ecran imens. Și uite, player! Unde, unde, unde? Față, stai că... Stai că vin, stai că vin. Gata, l-am omorât. Oh, bravo. 3 kill-uri, hai că fac și eu kill-uri, dacă e. Deși sunt destul de amator la jocul ăsta, dar aparent facem kill-uri. Nu știu, oare playerii ăștia sunt prea începători, să zicem așa, de omor atât de ușor? Adică 3 lovituri de shotgun și am omorât, la care îi trag în continuu spre mine și nu dau nimic de merge aproape. De ce m-a dat în first person? A, am apăsat pe chestia aia. Bun, aici în câmpul ăsta cred că ar mai trebui să fie cineva. În partea asta, că era unul și s-a picat pe jos, deci nu a murit instant. Hai să intrăm, trebuie să mergem în zona. Da, hai. Partea aia. Ar trebui să căutăm o mașină. O player, player aici la mine. Unde? Mort. A, acolo era. Da. Bun, hai să mergem în zonă. Ce? Îți trebuie ceva? Nu, du-te și lutează. Nu trebuie nimic. Nu trebuie absolut nimic. Hai să mergem în zonă. Trebuie să căutăm o mașină pe undeva. Aparent nu găsim. Hai să mergem spre zonă, pe jos. Hai. Și trebuie să fim atenți la playeri. Deoarece de multe ori găsim player în câmp. Deci pur și simplu stau în iarbă. Ascunși. Trebuie să fim foarte atenți. Acolo văd o chestie în față. Cred că e un drop sau ceva de genul. E un drop. Un drop gen în fumul față. La roșu care... Da, e drop ăla. E drop ăla, nu? Presupun. Dar mapa asta e chiar gigantică. Încă caut player, deoarece vreau să fac multe kill-uri. Și ăla e un player? Unde? Nu, no, mi s-a părut. Vezi că sus ai niște coordonate, ca și pe Free Fire. Da, la... Era la... Cât era? La vreo 290 de unde ești tu. Lângă copac acolo. Dar aparent... Nu mai dăm de player, hai să intrăm în zona. De fapt, eu am ieșit din zona. Bun, și am intrat în zona. Ceva player. Aparent, nu. Hai că nici n-am deschis setările. Bun. Pe aici cred că ar trebui să dăm de playeri, doar ce mulți stau în case și așteaptă, sau habar n-am, dar parcă nu-i lutat aici. A venit poliția. Deschideți poliția. Exact. Nimic.
Hai să coborâm și să ieșim de aici, să intrăm în altă casă. Să vedem. Tu ai sărit direct de la etaj? Da. Și nu ți-ai aici a... Nu. Depinde și de la ce înălțime sar. Nu, nu ți-ai. De la etajul 7, nu ți-ai? Aia da. Shotgun ăsta oare mai bun? Da, clar e mai bun. Deci avem 5 clanțe în sfârșit la shotgun. Păi ești aici. Mai e unul, mai e unul, mai e unul. Opa, opa, uite-l-ai. Tu l-ai mort? Mort. Bravo. Mai fura kill-ul. Dacă făceam și eu un kill și ai venit repede. Dacă îți dădea cap. Nu îmi dădea că nu m-a luat aproape nimic din viață. Mai e unul cu el, ai grijă. Prin zona. O chestie de asta. Și nu ne reface viața, ne da ceva energie sau ce chestia aia? Că am băut ceva energy drink sau ceva de genul. Tu umblei? Acum stau în loc. A, tu ești aici. M-am speriat, am crezut că e altul. Câte kill-uri ai? 4. Am înțeles. Hai să o luăm pe aici. Asta e apă, putem să-i dăm în apă? Am mai auzit un pas. E aici, e aici. Unde? Aici. Mort. Da, direct în apă picat. Hai că ești bun. Vino și lutează că nu mai am spațiu. Încă am luat niște chestii. Mai lasă-mi și mie niște kill-uri, adică nu mure așa repede. Simt bandajele astea nu-s bune de nimica. Dacă le vrei, le las aici. Nu vreau. Am auzit ceva. Tu ai tras? Nu. S-a auzit ceva. Mamă, unde cercul? Uite-te pe arta. Hai să o luăm la fugă. Cred mai că avem timp. Bine. Mai avem 2 minute aproape, dar totuși. Da, că o să vină și alții și... Să fim noi primii. O să fie bine. Da, hai. Bine zis. Ok. Dacă sar în apă am ceva? Nu. No. Îmi iau damage? Aparent nu. No. Sar în apă de, nu știu, 20 de centimetri și direct, 0 damage. La etajul 3. Da, logică. Aici... Și în casă nu este, ba, este apă. Am crezut că în casă nu e apă. Și pe unde putem să ieșim și noi? Pe aici. Ok, ai găsit vreo mașină ceva? Nu, mă uit după una. Ba, e una acolo, în față. Păi, du-te iau. Ar fi destul de important să avem o mașină. Ești la 150 de metri? Da, aici aproape. Aici aproape, dar ești departe, tu. Ce se aude? Chestia aia? Așa de tare sau de... Da. Avion. Ok. Ce chestia aia? Motocicletă sau ce aia? Pe ce mașină ai găsit? Acolo e una în față. A, aia. Ai grijă că o să fie pere acolo pe lângă copac. Să nu stea la pândă. Ia-ți arma mână. Ok. Oricum stau cu shotgun dacă e. Aparent, nu sunt player. E a noastră. Nu, nu se mai aude nimic. Bun, nu vreau să cânte player ceva acolo. Pe acolo, dar ce... Unde? Unde-i? Uite-l ai. Da, și eu trag cu shotgun la deportare. Hai să luăm la fugă. Așa. Uite, bă, player, player. Nu? Nu-i player. Uite-l ai. Bravo. A bine că iar iei tu kill-urile. Zona. Îmi trebuie loot-ul ăla. Ok. Cum mă întorc așa? Nu mai am gloanțe. Lasă acum, urcă-te. Vestă level 2. Hai că vin. Hai că e departe zona. Ai intrat? Ok. Da. Claxonez aici.
Bun, acum nu cred să mai aud sunetele de la mașină. Nu s-aude nici claxonul. Dai cu boost-ul. Ce gust? Ai un boost acolo în stânga sus. Ok, Ăla e apăs pe boost-ul. el. Ok, hai să căutăm player. Poate călcăm direct cu mașina. Deci ar trebui să ne oprim să ne refacem viața, cel mai probabil. Fi mult mai ok așa. Ce să vedem, mai găsim playeri? Nu știu, nu vreau să rămân cu 3 kill-uri. Adică tu ai vreo 5 kill-uri, 6? 6. 6, hai că am înțeles. Deci, precum v-am zis, el joacă mult mai bine ca mine. Bun, văd că nu găsim playeri. Și hai să intrăm și în zona asta mai mică. Să știm odată. Deci era un singur copac și mă bag fix în el. Fii atent, mouse. Da. Stai, alo, mouse. Fii atent, Ce eu iau mașină e asta? mașina asta. Da. Eu iau pe asta sau o iei tu pe asta sau și ți-o iau pe ta? Știi că Iau așa pe aia. putem să-i călcăm mai ușor, știi? Și ce Iau tu zic? pe aia. Trebuie să-mi refac viața. Cred că dacă stau în loc pot să fac, nu? Apare da. Da. Știi că Ok, dacă hai să-mi suntem refac. amândoi cu mașinile, îi putem călca mult mai lejer, știi? Da. Văd Șansa de a acolo o mașină muri e mult mai scade. mare la 30. Aia e Ai mașină mașină? sau... Au, ai ce cap mi-am luat? Vezi că Direct cap splayer mi-am acolo. luat. Splayer Vezi acolo. că trage cu sniperul. I-am luat cap. Am înțeles. Dă-te jos din mașină. Mă duc să-i calc. Mamă, mi-am luat cap. Trebuie să-ți vin? Hai că vin că să-ți dau viață. Pune mașina aici. Uite, e acolo. Mamă, ce cap mi-am luat. Ok, Hai de încerc. capul meu. Trage cu M24, e sniper. Stai, nu drive. Hai că am înțeles, nici nu știu să umblu pe aici. Pun și Stai, eu pe puf. jos. Dau aici viață. Da, sniper. Tragă ăștia cu sniperul de numai. Bun, aici după mașină. Dacă și aici am dat cap, e hacker atunci. Nu, nu mi-e de cap, chiar și aici. Dar stă cu sniper acolo. Acum ar fi de să mergem cu mașinile pe aici, să-i călcăm. Cred Da, că e chiar cel ne mai ok putem așa. ajunge. Uite ce trag. Putem, mergem așa în zigzag, dreapta, stângă și nu poate să ne lovească cu Dacă sniperul, că mergem știi. 2. Da. Păi mergem doi, Hai, fiecare cu 3. mașina. Bun, am repornit filmarea, mi s-a oprit pentru o secundă și uite acolo un Da, unde player. se? Îi vezi, îi vezi? Da, acum încerc să-l calc și îl calc. L-am călcat? Sau e lag? Mort. Cred că l-am călcat. E mort. Mai e unul. M-a omorât. Unde-i? M-a rupt. Deci, l-am călcat, dar e lag. Uite-l aici. Bă, dar cum m-am omorât așa? Hai că totuși am luat locul 2, deci e ceva. Deci ăia au fost ultimii playeri. Ok, deci ăia ultimii 2 ne-au omorât. Asta e, oricum am luat locul 2, e foarte bine. Hai să dăm aici continuu să vedem, ne arată ceva statistici. Eu am făcut 4 kill-uri și el a făcut 7 kill-uri. Bun, și cam atât a fost și acest episod de PUBG. Am dat un match destul de bun, adică am luat locul 2, ne-au omorât ăia, deoarece, nu știu, i-a dat o dată cap, după aia nici mie nu mi-a tras shotgun, nu știu ce s-a întâmplat exact acolo, dar ne-a omorât. Cred că mi-a dat capul shotgun-ul de la apropiere și clar m-a omorât. Deci dacă m-a dat și acest episod de PUBG, nu uitați să dați un like cu un share dacă vreți să continuăm cu această serie și o să vedem dacă mai continuăm sau nu. Și dacă m-a dat acest episod și ne vedem data viitoare.